repede înainte. Stop. Repede înainte, puțin, stop. Repede înapoi. Stop. Ștefan Ciugudean, cel cu greva în șantier, a fost condamnat 12 ani, eliberat după Revoluție. I-am propus colaborarea, dar a refuzat. Ăsta a împărțit armele? Da. Ocupați-vă de el. Ce-ai dreptul să fiți? Ești un porc, Efraime! De-aia nu ți-am dat preaviz! Dacă-l cauți în fundul Dunării, doar cu îngăduința voastră a fost vrit acolo! Să trăiești, neafane! Nu cumperi două verighete de aur, 24 de carate. Uite-vă, dracu! Ia-o!
sau vodka. De una de aia peste mări și țări, făcută în laboratorul lui Dimos. Eu plătesc. O vodka. N-am înțeles. Adică pe mine mă dau afară și tot faci pe nebunul? Și pe mine m-au dat afară. Păi numai pe tine trebuia, mă. Hai, bea. Că doar vezi ai venit. Faci că vezi de treabă. Pașcuțe, rog la tine. Fără zgomot, fără grecule. Pașcuțe, rugat la tine, fără zgomot. S-a făcut. Dumnezeu, măti, Pașca! Ce gândite? La noi, la Brăila, la Pantei, Lira, ușa te câștigă lira. Mai lași tu 100, mai dau eu. Ce faci, mâinele? Se spală tactul? Aha. Tot mai puțin rahat. Da? Iar tu ai ia pe neparfumată. Ia, ce face? Fare, 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 fare. Mă, câte lucruri știi tu să faci deodată? Lasă-mă, nerule, că mâine am teză. Sunt în baie, o spală pe mama. La ora asta? Bă, de ce nu ești la școală? Hepatit, virotic în masă. Să nu mă îmbolnăvești și pe mine, că te omor, mă. Băi, care vrea un sfert de sută pentru gratul unui sac, să vină cu mine. Domn director își construiește un buncăr. Gata, gata, destul. Că ți-ai mândru, Fanny, ai? Ciucudene! Numai două posturi de mecanic. Ți-am făcut o propunere. Aștept răspuns. Săruna? Nelu? Papuci. Tata unde e? Citește. Recuperează? Dacă ai fi recuperat și tu mama anul trecut. Acum aș fi fost șomer cu carte. I-ai spus? Am văzut eu după cum prăjea cartofi, că nu. Tată, tată. Ce copilie? Lasă că ne descurcăm noi. Numai că, dacă Ifrim nu te are pe tine la inimă, nu văd cum o să mai aibă pe mine. Tată, tu ar trebui să conduci șantierul ăsta. Nu securistul ăla de Ifrim. Băi, bulă, bă. La București e altă chestie. Aici, dacă te piși și păr dimineața, te află toate stambile. Bă, capitala e capitală.
Rela Lucian, băie, la a patra mașină. Bani căcălău, fete cu sămânța de floarea soare. Nelu! N-auzi? Vino imediat sus. Câte? Două. 40 mărunt, vă rog. Câte? 5. Dă-mi ce mi-e două pâine. Da, da, domnule, la toate. Două. Alo. A plecat, gata. Stați liniștiți, oameni buni, pâine pentru toată lumea. Pașca! De ce nu dormi acasă? Tocmai la tine mă gândeam. Vezi că la Kerhana, la privatizație, nevoie de pescari. Plătesc bine tipii. Deci ai dat mă și după a fost de acasă și dormi pe la vecini? Eu să dorm pe la vecini? Tu crezi că o prietenie se poate strica dintr-un pumn? M-ai aruncat în Dunăre, sub closetul lui Dimos. Ce am lampă de golan. Să-i dat două șuturi. Cum plătesc privatizații? Catch. Catch? Da, catch. Plus pescărie la jumătate de preț. Bă, fare. De ce nu dai? Nu o dau, mă, nu o dau. Deși numai asta îmi trece prin scăfărlie. Cum să dau, mă, într-un prieten? Nu dai pentru că din cauza ta au dat aia destul în noi, prietenii tăi, printre care eram și eu. Să vezi că, până la urmă, tot pe noi o să ne bage la pârnaie, pe noi dezidenți. Cum ai zis, mă? Că nu am fost de aia? De care, mă, de care? Da, da, las că știi tu. Un căcat. Asta am fost. Te aștept la Kerhana, măcarule! Corect. Continuă, Vali, te rog. Da, natura te-a înzestrat cu de toate. O să-i dau 10, merită? Merită! Și data viitoare, când o să-l văd pe tatăl tău, o să-i spun că dacă tot ți-a făcut picioare frumoase, merită să fie și bine încălțate. Da? Da! Seară la ora 9. S-a oprit.
Vale, ce e asta? Mama, de ce mă umbli în lucruri? Astea nu sunt lucruri, sunt bani. De unde ai? Tu știi cât vreau să dau la facultate? Cu ce bani să mă duc la București? Cu ce bani să închiriez o cameră? Te întreb și eu așa, cu ce bani? Poate din banii cu care-i cumperul tata de băut, nu? Vă mai și iubiți! Alte femei nu știu cum să scape bărbații de băutură, tu îi mai și cumperi! Ce-ai spus? Să văd cum să se mai cumpere acum de băut, că l-au dat afară! Pe cine au dat afară? Pe iubitul tău! Pe adoratul meu tată! Poate te duci la Rotaru să-i ceri să reangajeze, că am auzit că te dea târcoale când... Ia uite ce bunătăți ne-a adus Revoluția. Tu, Lucreție, pentru asta am stat eu la dos și m-a bătut. Parazitule. Lucreție, mi-a fost rușine să spun. Nu e problema banului. Banul de câștigat îl câștigi. De unde îl câștigi? Asta e problema. Hai, dă-mi o tărie. Hai, vino încoace ficiorul, tati. Pe tine te fac programator la calculatoare. Aha. Bei o bere? Nu. Nu? Nu. Nici eu nu beau, mă, pișelor din ăsta. Nelu, varsă restul la chiuvetă. Mă, v-a stâmpit! E vodka de 500 are! În casa asta nu mai bei niciun pahar. Și nici afară nu bei. Că dacă bei afară, afară dormi! Să fie dat afară de 2 săptămâni și să nu spună vorbă. Să se prefacă în fiecare zi că se duce la lucru. Cine știe pe sub ce fust ai umblat? Mă, Lucreții! Să taci din gură! Singur ai spus în baie că vrei 2 Lucreții, că una nu ți-ajunge. Mama, mă pot duce la WC să citesc? Să nu mai citești aventuri, că te bat! Lucreție, mă, Lucreție, nici nu mi-a trecut prin cap, cu dat-o afară. M-am tot gândit cum să spun. Mi-a fost rușine. Uite, cu Rotaru, îți jur că ai să-l vezi făcând băldăbâcă în Dunăre. Auzi? N-ai ceva de mâncare? Mi-e o foame de lup. E ocupat, doamnă. Doamnă-i măta. Bună ziua. Sărbăna, atunci rămâne cum am vorbit. Pe mine vă rog să mă iertați. Sărbăna, să trăiți. Am 3 copii, Rotarule. Și ai fost de acord că Efrim să-l lase pe Fane pe drumuri. Auzi? Nu eu l-am pus director pe Efrim. Fane bărbatul l-a pus. Să meargă la Efrim. Să mai bine du-te tu. Poate te pupă în cur. Da? El l-a dat și tu ai fost de acord. Să nu-mi zici că n-ai fost de acord să-l arunce pe criminalul ăla de cumnată tu în Dunăre. Da, mă, și eu l-aș fi necat. Că secretar de partid mai ticălos ca ăla n-am văzut. Am fost de acord să-l scoată pe Fane. Și Fane a fost de acord ca toți neisprăviți ăștia să pună mâna pe putere. Numai neisprăviți avem în conducere. Dacă e controlat la dosare, acum ăștia, aleșii, își bat joc de clasa muncitoare. Foarte bine să-și bată. Au vrut capitalism? Atunci să lucreze ca în capitalism. Numai că vezi, capitalism au vrut. Ca să-și umeze. Ce să le fac? Auzi, bă, nici motorine nu mai avem.
Ce râs, bă? Pă cum să nu râd, mă, nici motorină? Pe vremuri, când îți trebuia ceva, mergeai la organizație și cereai. Și aia îți dădeau. Acum nici măcar n-ai cui să te plângi. Partea partidei rămânem cu buricul netăiat, mă. Domnul inginer, ce părere aveți despre democrația asta? După 30 de ani de muncă să vin dați afară. Și tocmai noi. Păi, e foarte simplu. Voi ați luptat pentru o societate nouă și liberă, care nu mai are nevoie de voi. Asta e tot. Mă, ăsta vorbește foarte frumos. Cred că a fost activist. Voi sunteți revoluționari de aia pe care îi cam mănâncă revoluția. De altfel, în istorie... Domnul inginer, vorbiți într-o pungă și mi-o dați mâine. Păi. Poftiți la masă. Motorina mă dau eu. Bă, bulă, bă, ce iubeaș fumează de băuși și de fumat trebuie să se țină. Dă-te, mă, acolo. Bă, bulelor, cine vrea să meargă cu mine în capitală, îmi pun în palmă $1.25. Pe de unde bani? Din buzunarele altora, bă, dacă ale tale sunt sparte. Bă, știți că în ziua de azi cine n-are bani miroase a prost? Bă, vedeți mașina aia de acolo? Mi-a lăsat-o fratele meu 10 zile în fața blocului, la antrenament. Prima lovitură o dăm aici. Pe urmă, Valea, aripi, capitală, ok? Ok! Domnul inginer, ne cunoaștem, am muncit împreună. Poate aveți ceva pentru mine. Ia, Fane, chiar săptămâna asta am dat 30 de oameni afară. Mai treci peste vreo 10 zile, să văd ce pot. Astăzi toți. Mamă,
Și ce a zis Briceagă azi dimineață când ai plecat la piață? A zis că ai picioarele mișto. Neule, dacă tot nu te duci la școală, eu zic să nu stai cu mâinile în sân. Du-te la butele și ținește locul unui bătrân. Se plătește un ținut de loc cu 200 de lei. Cam puțin. Briceag s-a lăudat că trăiește cu sora sa, iar eu vreau să trăiesc cu Vali. Nu! Hai să curățăm cartofi. Dar vei să fie cu coaja subțire. Iar cartofi, mamă? Numai tata îi plac cartofi. Dar ce a zis Briceagăun, ce a zis? Ah, s-a lăudat ca un prost. Tu să nu spui niciodată ceva de care să-ți fie rușine. Pe voi nici Dumnezeu nu mai vă împacă. Când am dat steagul jos de la județeană, m-ați bătut și acum vă lăudați cu decorația. Durenea de măs. Ce putem fi de folos? La mine alcool cam scump. Cine vrea apă, bea din Dunăre. Apă de la robinet. Servește-l. Joați și Don Dimos. Mai nimic. Nu investim. Dormitorul meu. Dacă avem hârtie, procuratură, putem intra. Don Dimos. Tu ce vrei, mă? Terminați fucer și tu. Scoate-l afară. Ia spune-mi. Don Dimos, circulă zvonul că de unde nu-i foc, nu iese fum. Așa. Dacă te prindem, punem lactul. Plus amenda și pușcărie. Adică... Domnul Dimos Grecotei, cinstit, primul privatizat, impozit mare plătit. Facem fabrică de pâine, ajutăm lumea. Dimos nu de bacșiș. Dimos european, nu oriental. Don Dimos. Da. Cu poliția, cu medicul și cu popa, nu e bine să te pui rău. Asta zicătoare a spus la mine tata în Salonic. Foarte înțelept. Să-mi tai mie gâtul dacă ăsta nu ține curve. Le-am simțit după miros. Fără aprobarea de la procuratură, intrăm noi unde am vrut să-l băgăm pe el. Am rămas tot ca pe vremuri, ne suspectăm unii pe alții. O jumătate de an mai fumăm încă snavgop și cum mai vedem noi ce. Tata a fost milițian în port, așa că știu ce trebuie să fac și când. Ce dracu, Stavros? Văzut poliția pe tine. E mai de masă. Ăștia veneau la tine după șperți. Ce crezi că noi am văzut? Ai făcut rău că nu le-ai dat. Transport a fost bun? Bun. Auzi, control de 2 bani. Cu un pachet de Kent, poți să-l cumperi și pe comandant. Ascultă, Dimos, vreau 2% din marfă.
peste suma stabilită. Și... are 14 ani, 300 de dolari. 14 ani? Plus comision, 400. Mult, da. Știu că e scump, Stavro, știu. Eu n-aș da atâta, chiar dacă devenim impotent. Dar ăsta-i prețul. Nu-i fals, Stavros? Nu, no, Dimos. Camera 8. Are studii superioare. Bestie. Bestie. Mare ognă suntem. Vine cineva, dai în fluia. Vine poliția, dai două. Hai! Asta în capital ajungem în 2 timp și 3 mișcări la prânai. Ați pierdut o jumătate de minut, bă. Gata, marafetul e la locul lor. Încă o repetiție. Asta n-are, asta-i cea câștigătoare. Belește ochiul să nu caști punga largă banul. Ai pierdut? Pașca! Da. Termină-mă, o să iasă scandal. Scandal! Hai, care mai pui, care mai dai, care te faci milionar? Cum merge? Ha? M-am mai schimbat? Crește dosarul, ha? Care-i treaba, ciugudene? Bă, cine vă plătește, bă? 4 salarii grase să păziți 2 șomeri ca noi. Pașca. Te intra în găuri cu noi, mă? Lasă-l. Hai, șterge. Tu-a-ta-ta,
Ei, Chiucudene, ia zi, cum stăm cu promisiunile? O să fie bine, ai? Ia uite cum îngroșăm coada. Auzi, ai luat-o ca de dimineață, mai tași dracului din gură. De ce să tac, mă? De ce să tac? Auzi, mă, ăsta pe vremea lui Ceaușescu a făcut și el o grevă. Și acum se dă mare. Ce căcat, mă, acum toată lumea face grevă, auzi? Bă, guriță, mă, ciocu mic, mă, guriță, mă! Eu, ia stai, mă! Îți umblă gura de la muncă, ioc! Dar ce tu, mă, tu mă pontezi, mă! Ia-n ce-i pontezi, mă! Ia-n ce-i pontezi, mă! Ia-n ce-i pontezi, mă! Ia-n ce-i pontezi, mă! Lasă-mă, lasă-mă! Tii! Tu ce dracule de acile? Bă, guriță, te mai văd eu! Mai vin-o pe aici! Mare! Lasă-mă în pace! Mă, băiete, stai, mă! Sunt două posturi de hingher, 100 de pielea de câine plus salariul. Lasă-mă-n pace! O să mor de foame, mă! Și tu, Mucea, să vezi cu ce poșir că mă chinuiesc eu. I-ai promis mamei că nu mai bei decât acasă. Da? Și cu Pașca ce facem? Îl invităm și pe la ciorbă? Nu suntem noi destui? Ha? Unde ai căzut? Ești plin de noroi. Dacă știam că ajung să le hingheresc câinii, mă scream în partid de pupap și în cur. Hai, dă drumul la minciuni. Autorităților? Da. Continuăm procesul de democrație. Ce-i acolo, mă? Bani. De unde? Fur. Cum, mă? Tu furi? Fur. În această fur? De ce fur, mă? României și-a înscris pe ordinea de zi dezbaterea raportului guvernării Stolojan. Perioada octombrie 1991-octombrie 1992. O scurtă relatare de la fața locului. În deschiderea lucrărilor, președintele Senatului, domnul E cu boșta e great. A salutat prezența primului ministru. Mama, unde e? La coadă la cartofi. Și de ce nu te-ai dus tu? Dacă m-aș fi dus eu, v-aș fi certat ca chiori. Da, da, asta cam așa e. Hai, hai, dragă, tate, ajută-mă să mă descalț. Să nu-i spui mamei că m-am afiguit. Ăsta e secretul nostru.
Mă? Dacă te prind că furi, eu te leg de mâini și de picioare și eu te spânzur. Problema importurilor cu precădere energetice, relațiile cu Fondul Monetar Internațional, disciplina financiară, s-au făcut de asemenea referit concrete la costurile tranziției, soluțiile ce se caută în continuare, inclusiv în discuțiile ce au porcu! Între guvern și senat. A ajuns în senat! Subliniem de asemenea că după prezentarea raportului, numeroși senatori au adresat întrebări primului ministru, cât și membrilor guvernului. Vă informăm că după această emisiune de actualități... Ce câștig? La 100. Hai. Asta are, asta n-are, asta e cea câștigătoare. Hai. Ochii pe dopuri, capul butelii, ochii cât sară maua. Care mai pui, care mai dai, marcă banul. Hai, încă o dată. Uite, asta are, asta n-are, asta e cea câștigătoare. Care? A. N-ai ghicit. Joci pe ăla? Nu, nu mai joc. Salut. Asta are, asta n-are, asta e cea câștigătoare. Hai, care mai pui, care mai dai, marcă banul. Asta are, asta n-are, asta e cea câștigătoare, ochii cât sarmau, ochii pe topuri. Hai, care mai pui, care mai dai, marcă banul. Pașca, uite-te mă la jabra asta. Da. Eu cred că are creier de om. Îl vezi cum se roagă? Nu se roagă, bă, de judec. Bă, împuțiților, ați ajuns să trăiți de pe urma belirii noastre. Chiar așa trebuie să zice? Ba, chiar, chiar, exact, exact, nu știu dacă am asta să-ți fie în capul ei. Asta n-are, asta n-are, asta e cea câștigătoare. Hai, bășcuțule, fă-ți mâna. Meseria e bă, să-l dea ori. Atenție. Asta are, uite aici, asta are, asta n-are, asta e cea câștigătoare. Hai, ochii cât sarmaua. Viață, mă. Asta are, asta n-are, asta e cea câștigătoare. Care mai pui, care mai dai, marcă banul. Ochii cât sarmaua, ochii pe dopuri, ca pe butelie, mă. Ce faci, mă? Mă! Pe mă, ce faci, mă? Mă! Prieten, uite-l acolo! Prieten, acolo! Prieten, acolo! Mă, porcilor, mă! Ce vă pasă vouă că am nefastă tânără și copil mic? Mă! Mă, bădre, ciocu mic, mă! V-am înțeles, mâncați așa. Hai, da? Ce vă pasă vouă, mă? Ce vă pasă? Și romui om, să știi! Crezi că mie îmi place ce fac, dar am copil mic, mă! E? Care mai e bănuțul? Hai cu tata, băieții, ochii cât sarmaua. Asta are, asta n-are, asta e cea câștigătoare. Care mai pui, care mai dai, marcă bani. Ăsta-i, mă, ăsta-i? Pune. Joacă. 100. Pomie. Pomie. Asta-i. Asta are, asta n-are, asta e cea câștigătoare. Sucudene! Bă, trec pe la Rotaru! Are două posturi de sudori! Unde? Pe mare, pe platforma Gloria! Mulțam! Mi-e mereu și într-o barcă! Ochii cât sarmaua, asta are, asta n-are. Asta n-are, asta e cea câștigătoare. Ochii pe carton, ca pe butelie, uite-o nu e. Una, două, trei, alege-o care vrei. Hai! Asta e, ai câștigat! Aia bani și pușcul meu de aici. Vila. Mai scoate, mai scoate. Nu mai am. Scoate, scoate, scoate. Nu mai am, nu mai am. Cum nu mai am? N-am, domnule, dacă spun că n-am. Ia să văd eu. Hai, bă.
Băi, stai, lu, hai, Roiu, Roiu, că va apucă ploaia. La tine gratis. Tu scăpat la mine de 4 ori. Ia uite. A? Ce zici? Dar dacă tu nu vrei, iubește, suntem la Bagiu. Dimos, dai la tine bani. Imediat dai. Nu, domn Dimos. Asta o vreau. Diseară la nouă. Auzi? Dimos, cinstit la tine. N-are 17, are 19 ani. Vrea tarif de minore, da? Șampanie, totul cum am vorbit, gratis. Bine? Ne vrei, bă, pișpirică? Ca pe fratele meu, Viorel. Dar unde lucrează, băi? Sus, pe Macara. Așa, ăla te zice lumea că e fiul Rotaru. Ei, așa zice lumea că e Rotaru și tata râde când aude prostia asta. Stai, bă, ia bine-o cu aia. Cine te-ai că tu? Nu știți, toată lumea știe pe Fane Ciugudean. Așa, da. Hai, uite acolo sus, pe Macara, la Cucurigu, bă. Câte? 6 roți de rezervă și un castofon. L-ai pus în mașină? Da. Poți aici, am terminat. Că dacă ne prind colocatarii, ne aruncă casa în aer. Dar Lunelu, de ce îi dai la fel? Că a stat sub mașină și a fluierat? Bă, bulă, bă! Dacă n-ar fi fluierat Lunelu, de când era imbecil, nu le-a fi furcă. Să te înveți să nu mai furi.
Dar ce elegant e băiatul. Ia uite-l, cămașă nu avem, coafură modernă. Prima oară la fete, nu? Păpușele, ridică-te. Curaj. Hai. Crezi pisoi că ai nimerit la muzeu? Nu te dezbrăca. Senzații tari. La noi, drăguță, dezbrăcatul intră în preț. Și tu, Sita. Bine! Ți-a trimit îndată! Hai, curaj. Doar ai plătit, nu? De ce o faci? De ce o faci? Să pentru bani? Nu simt nimic de aia. Am să-l omor pe Dimos. Am să-l distrug! De ce o faci, mă? Thank you.
Poliția! Poliție! Opriți de bun, distruge la mine corabia! Opriți de bun, dau la voi tot! Bani, prospătură, tot dau la voi! Opriți de bun, distruge corabia! Vale, ce s-a întâmplat? Unde vrei să pleci? Am luat examenele și pe ultimul am luat foarte prost și mă duc să dau în altă parte. Nu te duci, Bichier, până nu-mi spui de unde vii boit în halul ăsta și cu fusta asta până la cur. Mai bine avea grijă de Viorel. Dar ce cu Viorel? A nebunit, a distrus restaurantul Dimos, a căzut pe mâna poliției. Ce-a făcut? De mine să n-ai nicio grijă. O să mă duc la București. O să... Vale! Vale! Vale, stai puțin! Viorele, ce-ai avut cu Dimos? Cu el am aranjat, l-a ajut să-și recupereze vasul. Cu cei de la poliție e mai greu, vor despăgubiri. 1,5 milioane. De bani fac eu rostat. Viorel, ce te-a îndemnat la nebunia asta? Tată, tu ți-ai pus vreodată întrebarea de ce, în ultima vreme, la noi în casă, merge totul pe dos? Cum pe dos? Adică tu bei Viorel la zdovalea și el mă duc la școală. Dar tu de ce nu te duci mai la școală? Ha? Tată... Termină cu joaca că te plesnesc! Dar ce, nu mai matalei nervi? Acum mă duc pe Vali. Viorel, să iau de la capăt, nu mai am putere. Și nici n-am cu cine. Poate că m-am înșelat. Măcar dacă te fi înșelat numai tu. Dar ai înșelat? Că tu ce crezi că l-a făcut pe nenorocit ăsta să se suie pe primărie și să costeagă? Adică de ce să ne noroci? De ce? Viorel, pentru ultima dată, ce ai avut cu Dimos? Întreabă pe Vali. Hei, hei, hei!
De ce n-ai vrut să mergi pe Gloria? Stai pe scaun. Și de unde știi, dumneata, mă rog, unde trebuia să mă duc? De unde știu? De unde știu? Tu nu te uiți în jur? Tot se descurcă. Cum dracu fac? Numai noi am rămas de căruță. După revoluție ai spus că o să o ducem mai bine. Meritam și noi mai mult. Dacă te duci la demonstrație, cu mine ai terminat. Mie să-mi răspunzi la ce te-am întrebat. Eu nu-ți mai aduc de mâncare la pușcărie. Și nici la vorbitor nu mai viu. Nu mi-ajunge Viorel? Nu mi-ajunge Vanu? Cine mi-ajunge? Să nu dai! Gura! Să nu dai, copaș! Ultima oară! Cine te-a trimis, mă, la Rotaru? Să-i tarc bețivă-la de Pașca! Ce o să-mi scoți pe Viorel dacă nu câștiți? Nenorocitule! Bețivule! E agitație mare la șantier. Vor să concedeze 300 de oameni. De asta vor să ne trimită pe platformă, pe Gloria. Când ne-au concediat pe noi, au tăcut ca niște căcănare. Acum că le-a ajuns cuțitul la ușă, au adus aminte că e singurul om de care le-e frică. Frică? Nu vezi, mă, că tot ei sunt în față, că fac ce vor? Mă, Fane, în 87 tu ai făcut greva. Ai făcut pușcărie. Și acum mai în cap de ei și de porcăriile lor. Nu-i păcat, mă, nu-i păcat. Vrei să mă cațăr? Mă vedeai în față, un Rotar, un Ifrim. Am jurat că nu mă mai bag. Lasă-mă pace! Fane! M-am săturat! I-am promis și neveste mii. Lasă-mă pace! Mâine mă duc să-mi caut copilul. Deșteptarea, mă! Hai! Hai, mă, mai repede! Fa
făcut de anul Viorel? Poate doar. Lați loc, vă rog. Iorele? Mi-a trimis banii, bani. O să te scap. N-am nevoie de banii, mama. Ți-am adus ceva de mâncare. Păstrați-o pentru voi. Eu am ce să mănânc aici. Te rog. Nu vreau. Mama, tu crezi că un frate poate fi gelos pe sora lui? Dar ce-a făcut Vali să fie gelos pe ea? Unde-i, mă, pachetul? Nu l-am primit. Crezi că nu e foame, mă? Nu e foame, bă? Băi, urâtele, băi... Ia uite-mă la toți colegii ăștia tăi. Zi-mă! Zi-mă, mă, de-i, mă, pachetul? O să vezi tu, mă. Zi-mă, ce? Băi... Cum e mata, măi? Frumusică, e bună, hă? Zi! Zi, mă! E mișto, e bună, de-i, mă, la riet, mă. Cel care m-a închetat și m-a bătut la securitate, colonelul Rozoria, azi în senat! Nu mă lăsați impuși în eroare de acest instigator! El m-a văzut adineaur! L-am văzut la televizor! Râde de noi și de speranțele noastre, dar nu o să mai râdă! Seria
m-a învățat că o sundură dusă până la jumătate e proastă și trebuie luată de la capăt. Și să nu-mi spuneți voi că nu e așa! O să sundeți în altă parte. Fraților, ne ascultați! Vă mint! Toți! Îi vedeți? Își fac joc de noi! Generala este secretar de partid! Acum e senat în parlament! Apropiete mai mult! Mai mult! De trei ani mă urmărește securitatea! Nu-i ascultați! Curata, prea nevinovata, Fecioara Maria, naște pe Mesia, naște pe Mesia. În țara vestită, Betlehem numită, magic cu-nzăriră, steaua și pornit.